Scene greu de imaginat au avut loc seara trecută pe bulevardul Tudor Vladimirescu după ce un bărbat în vârstă de 70 de ani a traversat strada neregulamentar cu nepotul său de 2 ani. Un bătrân care traversa prin loc nepermis fiind însoțit de nepotul său au fost loviți de un autoturism care circula regulamentar. Din sursele noastre, mai multe autoturisme l-ar fi lăsat să traverseze, însă tânărul în vârstă de 20 de ani care conducea un bolid de lux nu și-a dat seama de intenția celorlalți șoferi și nu a observat pietonii traversând. Bărbatul își ținea nepotul în brațe în momentul impactului, iar aceștia au fost loviți din plin cu partea dreaptă a mașinii, copilul sărindu-i din brațe pe parbrizul autoturismului. Seara trecută, un tânăr de 20 de ani din municipiul Drobeta Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Călăraș, a surprins și accidentat doi pietoni, un bărbat de 70 de ani din aceeași localitate și un minor de 2 ani. Victimele au fost transportate la unitate medicală pentru acordarea de grijă de specialitate. În cauza a fost într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Accidentul s-a produs pe bulevardul Tudor Vladimirescu colț cu strada Călăraș. Tânărul în vârstă de 20 de ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală. Minorul în vârstă de 2 ani a fost trimis la Craiova pentru efectuarea unui examen tomograf deoarece impactul a fost destul de violent.